Bă, salut cu toată stima și cu tot respectul, bine v-am regăsit. Astăzi, cred că este... Bă, eu nu cred că am mai filmat de cel puțin jumătate de an atât de târziu, mă credeți? Ce jumătate de an, mai mult? Dacă nu, mai mult. De obicei noi filmăm... Stai, bă, lasă-mă! Bă, mă, dacă nu e încă... Salut! Te-ai speriat? Te-ai cam speriat? Ia uite, îl citesc pe Toro Nero, ia uite! Eu sunt Daffy Duck. Da, cine Toro Negro? Nu negro, bă, Nero. Bă. E Nero, bă. Stai, mă, stai, că nu știu ce face lectura. Toro Negro. Eu m-am pus pe loc. Aștept pe prietenul meu. De ce nu mă aștepți, bă, și tu, nenorocitule? Aștept, bă. Vezi, văd. Ăla ți-e și frate. Când zise legumă Toro Negro, îmi veni în minte mai tâng. Ne asigurăm, semnalizăm, luăm dreapta. A, de pe ei se oprește tirul, mă, un cavaș. Se oprește cam motorul, cred că, nu? Da. Da. Băieții, bă, care... Ăștia și ce cred că sunt, rămășițe... Vacale. Am bovine, se zice. Mă asigur, am intrat pe bandă. Băieții, știți care este cea mai nasoală chestie, ca să zic așa? Că noi ne-am trezit de la 10 ca de obicei, ne-am pus la calculator la tot 10. Tot ai trezit la 10. Eu la 9:30 mă trezesc de fapt. Lectoră. Și am început să filmăm la ora 12:46. Dacă deci am stat 2 ore. La ce oră m-am trezit? Da, din prima, gen, dai doar o șansă. Da, de ce mi-ai scris aseară ceva la 6 dimineața? Pentru că el atunci era treaz, aștepta să filmeze, așa făcea, da. hei, să filmeze. Da. Ha? Da? Deci, stai, nu știu dacă ai auzit legumă, vrei să spun eu? Hai că povestesc eu, stai. Hai, spune-mi tu. Stai, de vreo 3 sau 4 zile, încearcă să schimbe stilul de viață. A? Vrea să fie... Nu neapărat să-mi schimb, taci, nu iau de somn. Așa, stilul de viață care începe cu somnul. Deci, tu când vrei să schimbi stilul de viață, prima oară începi cu orele de somn. Așa că, stai, acum, se pune în pat la ora nici mai mult, nici mai... Băga mi-a pula. Ce? Da, așa e. Nici mai mult, nici mai puțin mă făcui praf de ora... cât ce era, mă, F7? Bă, dar e dobitoc, bă, le... Nu mai zic nimic. A, bă, nu-mi povestești nimic, nu înțelese nimic ca sălbaticule, deci nici oamenii nu înțelese. La ora... Mă, unde e sălbaticul? 9 sau 10, m-a făcut praf, n-au zis. S-a dus, s-a făcut căcat. Păi și unde îl teleportă? Unde ești? Stai că mă uit acum, confirm. Toate, replay sol, replay roll, confirm, gata. Kilometri ai? Stai morții lui că nu mi-arat. Ai de capul meu, poți să îți place așa să-ți bagi joc de noi, mă? Sunt la București, mâncavaș. Am 207 km, sunt bine. Păi ești bine, dar... Păi puteți să veniți și voi. Păi mai bine dăm și noi. Dă și tu, hai. Bă, da, bă, dar drumul ăla l-am făcut de 100 de ori. Păi și ce vrei să fac acum, bă? Ce bă, că a reușit să te răstori dintr-o curbă în care nici măcar nu era periculoasă, de la curbă, cu 60 de kilometri la oră. Nu aveam 60, aveam mult mai mult și dădui într-un prost care m-a aruncat așa, și să fac, mă făcui pe. A, bă, să-l bat din urmă. Nu, a dat într-un NPC. Da, sunt un prost. Deci fii atent, să știi că eu, ascultă-mă, eu mă duc direct la locație, cum am ajuns, am ieșit. Nu mă interesează, poți să ai 5 minute, poți să ai 25. Da. Da, am înțeles. Acum permiteți-mi să vă continui povestea. Deci trebuie să se pune la ora 9:10 și se trezește la ora 2-3 maxim. Își pune alarma. Nu, lectoare, nu s-a întâmplat. N-am înțeles nimic. La 2-3 cât? Dimineața? Noaptea? Da, când? Da, nu, lectoare, lasă că ăsta nu știe, ăsta inventează. Bă, tu ai văzut pe handicapații aia care se curcă de vreme ca să trezească noaptea să lucreze? Da. Nu, mă, nu, bă, nu vreau să fac asta. Dar ce vrei să faci? La ora 2 dimineața. Lasă-mă protagonistul să ne spună. Am avut o noapte nedormită. Am făcut o noapte albă, da? Așa. De ce? Ca să fac programul de somn. Ce și mă? După aia ziua la fel să nu dorm. Nici ziua, nici noaptea. Așa, tocmai ți-ai distrus un an din viață. Continuă. Și următoarea noapte, da? Să dorm. Numai că n-am reușit să stau ziua treaz. Bă, stai așa că astea nu mi le-aș spus nici mie. Stai că a și mă lua somnul. Așa. Și după aia m-a luat somnul pe la 10-11, m-am băgat la somn și m-am trezit la 2. Și după aia nu m-am culcat. Și m-a luat somnul ziua. Și am dormit 2-3 ore. Mă culc chiar la 11, mă trezesc la 2, nu mai pot să mă... Deci stai așa să recapitulăm. El a vrut să... Și așa, el a vrut să-și regreze somnul. Stai așa, stai așa.
Deci a vrut să-și regleze somnul. Sunteți cu mine, da? Ca să-și regleze somnul, el n-a dormit o noapte întreagă. Stai așa. După care i s-a făcut somnul în mijlocul zilei și a dormit toată ziua. Dar n-am făcut, am dormit. După care n-a mai putut să doarmă noapte, așa că s-a trezit la două noapte. Așa cum a devenit un cerc vicios, pentru că de fiecare dată la prânz se face somn, să culcă, să trezește, să culcă iar la 10, să trezește la 2 dimineața și nu mai poate să doarmă și iar, și iar, și iar. Așa, da. Bă, oricum, asta, e bine că s-ai rezolvat somnul. Să, asta nu putea să ți se întâmple decât ție. Pe înțelegi? Bă, adică n-ai cum să... de exemplu, eu sunt rupt de somn, mie mi-e somn rău de tot. Bă... Dar iar n-ai dormit azi noapte? M-am trezit la două. Bă, tu ești handicapat? Bă, voi realizați că omul și-a distrus somnul de tot. Înainte să mai culca și el pe la un 3-4. Dar nu e vorba, mă, să le particule, dacă ai voință îl faci, dă timpul la mea, stă-ți. Bă, dar nu, bă, tot ce trebuie să faci în măta adică e să stai, să fac, te pui în pat la somn de la ora cât vrei, de la ora 10, 11, 12, 12 1 și stai pula mea până adormi. A doua nu zi, dacă nu adormi, stai iar până adormi. O să adormi până la urmă, că te plictiseară adormi. În primul rând, tu, idiotule, când ți-ai făcut un schimbul de program, așa, tu, și dacă te culcai dimineața, da, la 6, nu stricai somnul. Dacă dormai doar dimineața la 6. Exact. Că dar și eu am s-a întâmplat de atâta ori să conduc toată noaptea și ăștia și să mă culc dimineața, păi da, și păi nu da, mi-am stricat somnul, steți. Dacă tu ești o lepră ordinară, bă, și nu te-ai dat jos, bă, din pat. Păi nu, bă, legumă, dar de exemplu tu ajungi dimineața, da? După ore de nesom de mă culc, dar mă culc 3-4 ore, nu mă culc 12 ore. Nu poți să dormi 12 ore exact, dormi 3-4-5 ore, hai peste cap. Și după o să dormi și noaptea, stai liniștit. Că ăla era bă, somnul nu, de la era tat, să zic așa. E, nu poți să treacu. Bă, eu dacă mă supăr, îți dorm toată ziua. Tu acum, steți, tu acum, nu trebuie să te culci. Păi știu că nu trebuie. Păi și du-te în pula mea, du-te în oraș, fă-i ceva. Dacă stai în casă, nu am că te ia somnul. Păi că mă ia somnul și doraș. Da, te, te ia o laie. Mă fac dracu și de râs. Da, te ia, mergi pe stradă și futu-ți morții mătii să-ți fude copil prost, să nu mai dormi toată viața dacă tu ai avea acum înainte noaptea. Să adormi mai la 10, să trezești mai la 2. Da, îți rădui de jurat. Băi, vă dați seama, mă, un habaș. Nu mai zic nimica. Ia și descurcă-te cu problemele tale de somn. Păi stai liniștit că oricum, bine, acum după ce filmă se culcă. Să trezește iar. Mă, dar eu știi ce, deci, legumă. Eu nu înțeleg ceva. Dar exact cum te culci acum și dormi 7 deci, ore, adică... Nu, 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 atenție! El nu doarme 7 ore. El se culcă la 1-2, se trezește, se culcă iar la 10 și se trezește la 2. Bă, nu știu să zic exact, că am pierdut la 10 cât te culci, mă, la 10 noaptea? Nu, acum, la 10 după mă, gentar, seara. La 11, așa, 10-11. Seara! Deci, deci stai așa, seara. Tu acum nu dormi, da? Sau dormi? Eu... Acum nu, treacu, nu mă vezi că... Dar ieri ai dormit! Nu-mi pizda, măti, ieri, după ce am filmat noi, te-ai culcat, este? Nu chiar după ce am filmat. Așa, la cât te-ai culcat, morții tăi? Pe la 3, cam așa. Așa, și la cât te-ai trezit? La 7. Și după te-ai culcat iar la 10, morții tăi? Nu, după aia m-am culcat la 12 și m-am trezit la 2. N-are cum! Pula mea, n-are cum dacă ai adormit la 12 morții tăi! Bă, te-ai mesaje! Păi dacă tu ești un ratat, cine știe la ce dracu te gândeai? Bă, n-are cum, deci dacă tu te-ai trezit la 7, nu mai aveai cum, eu nu aș mai fi adormit la 10 în primul rând. Hai, zic că ai adormit la 12 și dacă ai adormit la 12 înseamnă că ți-era somn, înseamnă că trebuia să te trezești măcar la 7 dimineața încă. Păi și dracu, cum ai dormit decât 2 ore? Nu știu. Hai, lasă-mă. S-a fișat cățeaua pe tine, ce ți-a făcut? Nu, bă, lasă-mă, că am văzut-o pe una pe TikTok care se plângea că s-a dus la un, nu știu unde și îi puteau chiloți, știi? Și nu știa de unde. Și de aia s-au pișat pisica pe toți chiloții. S-au pișat pisica. S-au pișat. Hai, bă, lăsați. O, bă, înțelege legumă, e nedormit. Da, chiar că, da. E nedormit, băieți. Eu am o scuză, dar la mine nu se pișe pisica pe chiloții. Bă, dar legumă a avut dreptate să mă pună. A, da? A, da? Deci dacă ești ratat, dacă ești ratat. Bă, dacă noi avem decât service în const ăsta, în București, în căcat. Da. Eu am terminat în Cavaș, m-am 6 km. Bravo. Și bă, ia-i fac acum. Bravo. Păi nu, că după mă apuc și mă plimb așa cu tirul.
Stai, bă, Nicule, de ce, de ce te răsturnași tu? Câte minute ai? Da, nu fac cu 10. A, da? Nu, a, da? Sunt 10 și o secundă acum. Mai trebuie de timp. Eu când îi zic la început de video. Bă, păi dar erau 200 de kilometri, bă, dar dacă... Păi da, bă, dar 200 de kilometri pe acolo, pe la Galați, le făceai greu. Că erau curbe, erau pronosticuri, erau de-alea. Nu știu, dar eu am impresia că gen... Nu neapărat de asta, dar efectiv e mai multă mapă. Nu e de viteză. Efectiv, deci, e mai multă da, mapă. E mai multă mapă, dar e și de viteză. Ești de viteză, că așa mergi cu 150. Nu e secunde pe clip. Hai, că rămâi tu cu mine, stai să mai spui cum nu poți tu să dormi. Ăsta m-a aruncat pe contrasens, mâncam așa. Bă, stai, cum îmi las aia? Tu. Bă, tu știi ce l-a aruncat pe contrasens? Bă, ăsta m-a aruncat pe contrasens. Pe bune? Eu, uite ce tir turbat. Și săracul omul ăsta la vine din față, nu știe ce se întâmplă aici. Îmi dă două avarii. Bă, stai, mă întrebă dacă sunt bine. Tu cum tu conduci, bă, mâncați și tirul așa nedormit. Și șamă, ce mă, așa sunt tiri, știi? Bă, da, bă, dracu! Te iau și te nenorogi. Bă, dar eu am impresia că s-a schimbat ceva la joc. S-a schimbat ceva la joc. Da, mă, s-a schimbat hacta. Nu, nu, nu. Mi se pare că se lovește mult mai rău tirul. Nu, oameni, mi se pare că se lovește mai, mai puțin. Da. Bă, tu știi ce am intrat în lectoare și doar l-am pus pe contrasens. Și am 23% de damage decât. Păi da, dar eu m-am făcut căcat. Și eu sunt pe Anglia, gen. Pe contrasens, la fel. Bă, tu cât ai, tu cât ai la tir? 100% de damage. A, și eu la fel. Hai, oh, s-a luat băieții, ce ai? Dacă stai engine multifunction, te-ai dus-te-ți. Aha, engine multifunction, gata, nu mai pornești ăsta. Hai, salut băieți, că vin. Nu, bă, că a vrut el să filmeze ITS-ul acum. Păi da, bă, dar eu știu că mă... Bă, dubițar împuțit! Și fii atent, lectură, i-am zis. Bă, nu vrei mai bine să filmeze lectură pe ITS-ul și așa? Ce faci, bă, îmi fă ideea? Păi da, chiar așa, că vreau să filmez de o săptămână. Hai să-l bate cu el, ce faci? E, te stau și eu. Bă, nu mai am asta, eu oricum nu vezi că nu mai am trailerul. Ia, porni! Păi ești prost? Bă, la cât îl duci la automat de 10 minute. Nu, dar nu mai merge, nu mai merge, la revedere. Bă, da! Bă, ești prost! Am 100%! Hai, vină să mă vezi. Unde sunteți? Bă, da merge cu un kilometru. Aaaa, stai. Vezi că nu poți treci prin gardul ăsta viu. Da, da? Nu poți să vin la Constanța, băi, țin pe aia. Oricum, să-mi spune și mie în comentarii ce părere aveți despre stres și problemele lui de somn și cum nu să e bă sărbaticul, ascultă-mă, ăsta e un handicapat care psihic s-a gândit, da, da, bă, da, da, dacă da. Am dormit așa, fai de mine, nu mai pot să dorm la noapte. Bă, n-ai el și-a făcut planul era bun, da, da. Păi, dar lenea din el n-a putut să se țină. Legumă, n-ai cum să te culci la ora 12 noaptea și să te trezești la 2 să nu mai poți să dormi, decât dacă ai... Exact, n-ai cum, dacă reușești să dormi... Ești depresiv, ești... Nu, dar zisei, dacă reușești să dormi... Exact, păi oricum, eu ori n-adorm, ori dorm, frate! Bă, da, am întârziat ieri 50 de minute la tuns. Cred că m-a jurat. Cum? Păi aia nu înseamnă că ai întârziat la tuns, idiotul, înseamnă că nu te-ai prezentat. Da, mă rog, revenind, oamenii care, de exemplu, se culcă la 2 dimineața, de exemplu, nu e că se culcă la, că se culcă la 12 și se trezesc. Exact. Deci, după mine, dacă ai reușit să adormi, da, păi nu mă mai trezesc până eu, dimineață. La revedere! A, adorm mai greu, nu reușesc să adorm, da, m-am trezit la 2, da, m-am trezit la 2, m-am uitat să văd, am băut și o gură de apă, am vrut să văd cât e ceasul. Așa. Am văzut că e 2. Am lăsat telefonul la o parte. Respect. M-am băgat de somn. Nu m-am lăsat somn, ce să fac? Păi da, bă, pentru că de-aia nu l-am luat. Ai luat telefonul, mă, așa ai început să te uiți pe... Nu, 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 nu. A văzut vreun mesaj de la vrogagică, l-a enervat. Gata, a băgat mâna în pantaloni. Nu, bă, uite, așa sunt eu dimineața. De exemplu, dacă mă sunați voi să filmez și vă răspund, pot să adorm înapoi. E, dacă mă sună altcineva cu vreo problemă sau ceva, doar să ascult problema, chit că vorbesc tot la fel de mult ca și cu voi, nu mai pot să adorm. Da. Păi da, bă, pentru că spune... cum îi zice? Spune mintea în exact. Dificultate, gen. Începi să gândești și când începi să gândești, te trezești, practic. Păi stai, îți dai seama, bă, legumă, s-a trezit, s-a uitat la ceas. Îți dai seama câtă procesare. 0200, mamă, cât e ceas, o fi după masă, o fi dimineață. Gata, s-a trezit, i-a fugit. Exact, a luat procesare, îți dai seama
Câtă muncă depune ăsta numai ca să se uite la oră? Legumă, tu îți dai seama, asta să calculeze. M-am culcat la 12, ora 2, câte ore au trecut? Da, și gata. Pa, 2 ore, pa, gata. E ca și cum ar fi făcut Newton ecuații cuantice. Pentru ele a fost câte ceas, ora 2. Și când dormi 2 ore, ma. Gata. Eu și cu Newton și nu mai aveam somn. Da. Mă rog, băieții, o să fie un episod așa, o țără mai scurt. Nu din cauza ta, din să se consemneze. Da, din cauza lui. Pe nu din cauza mea, din cauza jocului, că m-a răzut. Eu n-am crezut că se va întâmpla așa ceva. Nu uitați de like, ne vedem ca de obicei pe un nou videoclip și... Măcar fu amuzant. Da, corect, pa.